Maia Sandu și PAS conduc țara în regim de stare de urgență aproape întreaga perioadă de când sunt la putere, iar astăzi, la cererea premierului Dorin Recean, majoritatea parlamentară a PAS a prelungit starea de urgență cu încă 60 de zile. Acest lucru a provocat o serie de reacții pe rețelele de socializare. Cu o zi înainte de votul din Parlament, contul de Telegram Geni Carpat scria: Guvernul Republicii Moldova a inițiat prelungirea stării de urgență. Prezentând proiectul, ministrul afacerilor interne, Ana Revenco, s-a abținut să-și prezinte fanteziile personale, așa cum s-a întâmplat data trecută, când a avut premoniții despre terorism, genocid, deportări și amenințări nucleare. Este adevărat, nici în prezent nu a devenit mai clar de ce este nevoie de starea de urgență. Mai exact, există impresia că autoritățile vor impune starea de urgență ca răspuns la orice problemă. Doar ca să vă reamintesc, astăzi Partidul de Guvernământ va prelungi starea de urgență pentru încă 60 de zile, pentru că peste 60 de zile se poate prelungi din nou starea de urgență. A scris în această dimineață contul Moldavski Piston. Unul dintre primii care a anunțat despre decizia luată de Parlament a fost contul Mamalăgai Tocana. Regimul de stare de urgență din Moldova a fost prelungit cu încă 60 de zile. 60 de deputați ai majorității parlamentare au votat pentru aceasta. Nu suntem singurii vecini ai Ucrainei, dar în alte țări nimeni nu avea de gând să impună starea de urgență, s-a întrebat un utilizator al rețelelor de socializare. Inițiativa autorităților de a prelungi starea de urgență a atras critici dure pe rețelele de socializare. Un lucru este clar, în timpul stării de urgență este mult mai ușor să decontezi bani și, chiar dacă se va afla vreodată, nu li se va întâmpla nimic, iar ei înțeleg asta foarte bine, susține utilizatorul Andronovici. Întrebați oamenii la referendum ce este mai periculos pentru ei, voi sau starea de urgență? Întreabă utilizatorul Grot. Ce contează că oamenii nu vor mai multă stare de urgență în țară dacă ea e utilă celor din PAS? Îl contrazice utilizatorul Roma Radu. Acest guvern este o stare de urgență în sine, opinează utilizatorul Laura. Singura amenințare este PAS, este de acord un alt utilizator. Iluzii și conducători deliranți, pune diagnosticul utilizatorul DSD. Cred că marea amenințare este foametea din cauza prețurilor. Bătrânii își permit cu greu să cumpere carne. Nu știu cum supraviețuiesc cei care nu au copii care să-i ajute într-un fel, scrie utilizatorul Mercury. O serie de conturi de Telegram au comentat prelungirea stării de urgență într-un mod mai cumpătat și mai puțin emoțional. Întreaga domnie a PAS a fost o urgență solidă. Nu ne mai miră faptul că nu ne explică motivele prelungirii. Partidul a spus, trebuie, scrie Moldavski Vagon. Guvernul Recean continuă cauza Nataliei Gavrelița. Starea de urgență este o chestiune comodă pentru guvernul PAS. Poate adopta legi ocolind Parlamentul și să nu se raporteze, notează Moldavskaya Politica. Nu ne putem aminti când Moldova nu a avut o stare de urgență. În principiu, în afară de izolarea totală în timpul pandemiei, cetățeanul de rând nu simte această stare de urgență. Viața continuă ca de obicei. Chiar și protestele au loc, deși sunt oarecum interzise. Un alt lucru este că, în cazul stării de urgență, autoritățile au posibilități aproape nelimitate de a fura o sumă frumușică din banii care ne sunt dați de partenerii noștri străini, rezumă anews.md.